Dragi prieteni, asta este prețul trădării, asta este clădirea construită de compania Moldova Gaz, care de fapt este Gazprom și este estimată la 600 de milioane de lei. Ea nu figurează practic din ce profit, din ce venit a fost construită, dacă Moldova Gaz de fiecare dată a raportat pierderi. Dragi prieteni, o întreprindere cu capital majoritar sau de fapt majoritar este în această întreprindere proprietatea Gazpromului rusesc, o întreprindere care a ajuns pe mâna lor, știm toți, cum? Cu ajutorul lui Filat și cu ajutorul lui Sturza, uitați-vă, o clădire de 500-600 de milioane de lei în care își satisfac poftele șefii de aici. Întrebarea mea, de ce se întâmplă cu trădările astea, ce se întâmplă cu tarifele astea exorbitante și ce se întâmplă cu faptul dacă ei nu mai primim gaz din Gazprom, nu mai primim gaz de la Moscova, chiar dacă avem un contract semnat și spânul să lăuda că a semnat un contract pe 5 ani. N-am auzit că merge în arbitraj internațional să ceară explicații de la Mueller, de la Putin, de ce nu vă mai dă gaz? De ce toată cantitatea de gaz de 5,7 milioane merge în Transnistria? Cine va plăti această cantitate de gaz? Eu nu cred în spusele lui Spânu, din considerentul că nu a existat și nu există niciun acord adițional semnat cu Mueller, prin care rușii să-și asume că le livrează gaz gratuit celor din Transnistria și nu va ajunge să fie plătit de către contribuabilii moldoveni. Asta este o mare șmecherie și o mare manipulare din partea lui Andrei Spânu. Și toată aceasta s-a întâmplat mascaradă odată cu plecarea Maiei Sandu peste hotare. Cum Maia Sandu nu e acasă, cei care au șantajat-o cu scurgerile de informații s-au lansat în negocieri secrete cu Transnistria. Cel mai grav este că Spânul nu figurează nicăieri. El nu a semnat acorduri cu Transnistria. Au semnat cei de la Energocom. Ăsta este cu școală bună de a lui Filat. El nu figurează, nu semnează. El doar o dominat pe Miller când o semnat cu Gazpromul pe 5 ani. Acum, întrebare. Cum în tarif este indicat o sumă de 5 lei care o plătim noi, Moldova Gazului, pentru devierile tarifare, pentru utilizarea rețelelor, că noi le livrăm gaz prin intermediul rețelelor noastre. Transnistrienii plătesc 1 leu, noi 5, doar chiar dacă n-am utilizat un metru cub de gaz, numai că au trecut prin conductele noastre gaz, vom plăti devieri tarifare de 5 lei. Cine își asumă aceste cheltuieli? Andrei Spânu mâine nu va mai fi ministru, va fi dat afară, va fi încătușat. Cine urmează să plătească toate aceste pierderi? Toate aceste tarife exorbitante care vin pe umerile contribuabililor. De ce noi trebuie să-l credem pe Spânul că noi vom primi energie electrică și vom plăti aproximativ 4 lei? Dacă înainte de toată terorismul ăsta pe care l-au pus la cale, și eu cred că aici este o spețoperație cu participarea unor șmecheri de la Chișinău, a FSB-ului, prin care noi cumpăram energie electrică cu 62, cu 53, cu 42 anul trecut. Nu s-a scumpit nimic decât gazul. Acum e 785, 800 de dolari. De ce noi, dacă s-a scumpit de 2 ori gazul, lumina s-a scumpit de 3 ori? Noi avem o serie de întrebări la care nu vrea nimeni să răspundă dintre cei care conduc Republica Moldova. Eu am informații din sursele mele și vă spun cu toată deschiderea, deputații din majoritatea parlamentară nu au știut de aceste negocieri. Eu am o rugăminte către cei care conduc Republica Moldova. Cine își asumă această trădare? Gavriliță, ca prim-ministru, trebuia să iasă și să anunță că avem o decizie politică. Ne-am înțeles cu transnistrenii să-i ajutăm să nu se prăbușească, să poată plăti salariile. Noi ne-am înțeles, noi ne asumăm responsabilitatea. Eu cred că Maia Sandu habar n-are de înțelegerile pe care le are Spânul pe la spate, iar Spânul șantajează majoritatea parlamentară în continuare. Deputații lor n-au știut că noi, moldovenii, am refuzat să avem gaz cu aproape 800 de dolari, 1000 de metri cubi și vom utiliza rezervele strategice pe care le-am cumpărat cu preț spot, cu preț de piață, cu 1880 de dolari. Noi vom avea un leu câștig la energie electrică, vom plăti nu 5, dar 4 lei, în schimb vom plăti cu 8, cu 10 lei mai scump gazul utilizat din rezervele strategice. Și dacă după anul nou Putin în continuare nu majorează livrările de gaz, ce se întâmplă în continuare? Acum, ca să fie clar că e o mare manipulare, energie electrică putea fi produsă de către Cuciurgan pe mazută și pe cărbuni. Transnistrienii puteau să cumpere mazut, cărbuni
să producă energie electrică și să o vândă moldovenilor dacă vroiau. Și să o vândă regimului separatist de acolo, să o dăie la MMZ, dar nu gratuit să o dăie MMZ-ului, dar să o dea cu bani. Eu și ei și vă spun acum, vă demonstrez încă o dată că uzina metalurgică este sponsorul regimului de la Tiraspol, iar gazul pe care îl dau moldovenii gratuit transnistrienilor este pentru a întreține acest regim separatist ca să nu se prăbușească. Ei nu aveau salarii pe luna ianuarie deja. Noi astăzi i-am salvat pe transnistrieni de la prăbușire economică. De asta toate glumele din Transnistria sunt spasiba. Bezvas, da? Bezvas cum era la voi acolo? Bezvas. Transnistrienii spun spasiba lui Andrei Spânu și toate știrile din Transnistria spun că am obținut tot ce ne-am propus din partea Moldovei. Și au obținut tot. Contrabanda va înflori în continuare, exporturile vor înflori, uzina metalurgică va lucra și va bubui în următoarele două luni de zile, Andrei își primește bănuțul și încă cineva probabil din guvernare, restul trebuie să fie ostat și unui regim de ocupație și să plătim pe banii noștri, să plătim pe banii noștri mofturile și corupția din structurile de stat. Eu vreau să chem și am văzut și lipsa reacției partidilor de stânga de la Chișinău. Dacă Dodon, dacă restul nu spun nimic, Șor nu zice nimic despre trădarea lui Spânu, înseamnă că e pe calea cea dreaptă. Ăsta e un indicator foarte clar atunci când cei de stânga tac și încurajează cei de dreapta fac lucru bun pentru FSB. Iată aici. Ceban are 10 consilieri. Șeful de la Moldova Gaz are 10 consilieri. Până la schimbarea guvernării, acum 90.000 de lei primește negruță în calitate de membru a Consiliului de Administrare. Dar eu vă spun că șeful de aici primește, are 10 consilieri care au fiecare 60.000 de lei. Iată, toți aceștia sunt plătiți pe banii oamenilor, pot să plătească moldovenii și 30 și 50 de lei, poate să dăie europenii 100 de milioane, americanii 200 de milioane, românii 100 de milioane. La moldovenii niciodată nu o să ajungă, pentru că actele de corupție sunt mai mari decât poftile celor nesătui. Mă duc mai departe. Eu cred că Spânul va trebui să răspundă în fața procurorilor liberi și independenți. Nu azi, mâine. Ce-și face el, eu cred că e un al doilea Suvorov pentru Transnistria. Vor fi denumite străzi în cinstea lui și va fi medaliat. Probabil Müller îl așteaptă să-i dea o medalie. Și Putin nici nu s-a așteptat să aibă așa agentură în guvernul nostru. Minte la moldoveni!